Vrei să devii un pictor faimos, dar n-ai ținut niciodată o pensulă în mână? Nu-ți face griji, cumpără produsul nostru de top, pachetul Da Vinci, și întrece-l chiar și pe Leonardo! Imediat ce-l vei cumpăra, viața ta artistică se va schimba pentru totdeauna! O să devii un pictor profesionist! Îți promit! Sammy, dar nu-i adevărat? Hă? De ce? Păi, vopselele sunt ok, dar un pieptăn și bețișoare de urechi, serios? Sfinte tibidaba, Susan, ai nevoie de pachetul ăsta și o să-ți arăt cum să-l folosești! Salutare, prieteni! Urați bun venit lui Susan, sceptica noastră de azi! Salută-i, Suzy! Ah, Sammy, bună, dragilor! Și nu sunt sceptică, sunt doar realistă! Șmecherul Sam o să-ți demonstreze că te înșeli! Pregătește-te să rămâi cu gura căscată! Ok, acum avem materiale tradiționale, cum ar fi vopselele acrilice și un cuțit de pictură. Putem crea ceva magic și cu ele, cum ar fi un tablou 3D. Mersi, Sam! Un tablou 3D? Avem nevoie de ochelari special ca să-l vedem? Nu, doar de priceperea ta și de un strop de imaginație! Pune vopselele! Bun, m-ai convins! Să facem! Dragilor, uitați ce culoare vibrantă și vopseaua e așa de groasă! Și e și un antrenament grozav! Pot să vând pe post de aparat de fitness! Dar merge doar pentru slime-uri! Oricum, hai să folosim toate culorile pe care le avem! Wow, seamănă cu un curcubeu! Pregătește-te! Șmecherul Sam o să-ți împărtășească o tehnică secretă pentru un tablou 3D simplu! Uhu! Ador începutul! Acum hai să alegem culorile! Ok, o să încep cu... asta! E așa drăguță! Eu o să aleg altă nuanță atunci! Privește cu atenție, e cea mai importantă parte! Întinde vopseaua cu spatele cuțitului! Așa, te descurci grozav! Opa, cred că nu e suficientă! E ok, mai pune puțină ca mine! Acum sunt pregătită să încep! Wow, e atât de palpitant! Presează cuțitul de pictură pe pânză! Am înțeles, să mânjim tabloul! Felicitări, Suzy, e prima ta pată 3D! Continuă! Acum sunt de neoprit, vreau mai mult! Ok, ajunge, hai să schimbăm nuanța! Pot să o iei de-a mea! Hai să apăsăm iar și să întindem vopseaua! Ura! Și pachetul Da Vinci a dat-o pe brază pe sceptica noastră! Chiar merge, dragilor? Ar trebui să încercați și voi! Siu, e timpul să schimb iar culoarea! Hai să luăm o culoare la nimereală acum! Te aleg! Pe tine! Oh, super! Ce zici, Sammy? Ce creativ! Ar fi trebuit să facem asta mai demult! Eu, cum merge treaba? Dragilor, priviți! Mai avem o singură culoare pe paletă! Este un nou trend în arta modernă! Și nimic nu ar fi posibil fără... pachetul Da Vinci! Tabloul nostru este aproape gata! Deci, te-am făcut să te răzgândești, a? Clar! Ce urmează? Prieteni, o să testăm acest bețișor de urechi magic! Da Vinci ar fi invidios! Wow, ce cool! Hai să trecem mai departe! Facem al doilea tablou și eu vreau să pictez flori de data asta! Suzy, grăbește-te! Trebuie să aleg culoarea pentru fundal! Stai o secundă! Poate ar trebui să le aleg pe astea cu petale albe? Ok! Fundalul trebuie să se asorteze cu albul! Grozav! Sau să aleg maci ăștia roșii? Roșii? Ok, să fie roșii atunci! M-am răzgândit! Hai să pictăm niște trandafiri roz frumoși! Roz? Bine! Uite culoarea pentru fundal! Of, ce alergătură grea! Hai să începem prin a pune culoarea pe paletă! Wow, ador culoarea asta! E ca un albastru de cer senin! Primii pași sunt super simpli! O să aplicăm vopseaua pe pânză și apoi întindem folosind o pensulă lată și plată, floare la ureche! Ah, e atât de relaxant! Încercați să rămâneți concentrați, totuși!
Trezirea, somnărici! Hai să trecem la următoarea etapă! În sfârșit! Ura! E rândul meu să strălucesc! Stai să te ajut, superstarule! Ia uitați, prieteni! Suzy, un cuțit pentru pictură, te rog! Mersi! Ah, o să folosim tehnica de la tabloul 3D, nu-i așa? De data asta o să combinăm metode diferite! Pregătește-te pentru o mare surpriză! Hai să facem niște pete de vopsea cu un cuțit pentru pictură! Sfinte plăcinte! Susan e fermecător! Șmecherul Sammy aici cu o nouă pauză publicitară! Pata asta nu seamănă deloc cu o floare! Dar cu bețișorul de urechi Da Vinci 2000, tabloul o să vă depășească imaginația! Mișcați-vă mâna în spirale așa! Ha! Deja arată ca niște petale! Bețișorul de urechi 2000 funcționează! Iar azi îl puteți achiziționa la cel mai mic preț! Sammy, noi nu vindem nimic aici, ci doar ne oferim sfaturile creative! Ok, hai să ne bucurăm de proces atunci! Dați un like dacă vă place tehnica asta! Avem boboci de trandafir, dar nu avem frunze! Nu merge! Hai să desenăm niște frunze verzi pe aici, alternând dimensiunile! Ia uitați, și Sammy a pictat niște frunze! Da, nu vreau să-mi pierd îndemânarea! Stai, Suzy! Mi-a venit o idee grozavă! Da! Ups! Se pare că am distrus tabloul! Wow! E o idee genială! Sammy, ești pe val azi! De fapt a fost o greșeală, dar a mers! O altă pictură e gata! Putem să ne deschidem o galerie în curând? Așa! Nu până vom testa pieptenul precis! E ultimul obiect din pachetul Da Vinci! Ok, pe cine îl pieptenăm cu el? Poate chiar pe pictor? Nu, dar ai fost pe aproape! Mai întâi, hai să aranjăm biroul! Dragilor, pregătiți-vă! O să ne murdărim! Apropo, unde să pun pânza? Folosește suportul ăsta! Pune pânza pe el! Dragilor, un șevalet nu merge de data asta! Pânza trebuie să fie întinsă pe orizontală! Nu uitați de păhărelele de plastic! Și gata, suntem pregătiți! Păi și ce facem? Sărbătorim ceva? Suzy, concentrează-te! Alea sunt pentru vopselele lichide! Scuze, am rotat partea aia! Ce culori să alegem? Interesant! Bun, am creat deja o paletă, ce zici? O ador! Hai să umplem paharele cu nuanțele alese! Ok, acum avem vopsele și o pânză goală. Hai să facem o magie! A zis cineva magie? E știință, draga mea! Trebuie să respecti regulile! Ah, vrăjitorule înțelept, învață-mă, te rog! Cu ce culoare ar trebui să încep? Vopsificus Allegus! Asta e bună, Susan! Atunci albastru să fie! Acum, ține paharul deasupra pânzei și începe să torni vopseaua pe margine! Nu-i așa greu! Dragilor, urmați-mă și faceți o mică baltă de vopsea! Pictați o dungă lată cu vopsea acrilică și îndreptați iar paharul! Ești o domnișoară tare isteață! Fă la fel cu nuanța aia! Floare la ureche! După, o fac iar cu cea de-a treia culoare? Acum înfur meseria! Oricum, ai dreptate! Hai să facem! Dragilor, ia uitați, vopselele nu se amestecă! Hai să umplem pânza cu benzi colorate! Așadar, ați învățat câteva tehnici simple, dar nu sunt suficiente? Atunci... am nevoie de microfon! Atunci acest pieptăn precis o să vă dea pe spate! Suzy, asistenta mea, o să vă demonstreze cum funcționează! Trebuie doar să treceți un pieptăn prin dungile de vopsea! Așa! Ah, ce plăcut e!
și apoi veți obține un rezultat minunat! A fost uluitor! Hai să dublăm rezultatul! Fă-o încă o dată! Eh, nu o să mint! Aș cumpăra și eu pieptănul precis! Și poți să-l cumperi și tu! Sună la... Upsii! Da, nu e o reclamă adevărată, dar puteți reproduce și voi ușor acest tablou acasă! Și veți obține și voi niște rezultate uimitoare! Dragilor, hai să ne admirăm iar mini-galeria de artă! Rămâneți alături de noi! Deci, scobitoarea asta înlocuiește bețișorul nostru de urechi și periuța asta de dinți poate fi folosită în loc de... Da, este similar cu pieptănul precis! Oh, a fost să-i dau pe toți în judecată! Nu te supra-solicita! Pachetul Da Vinci a demonstrat deja că e cel mai bun de pe piață! Prieteni, aveți și voi aceeași părere? Dați-ne un like dacă v-au plăcut creațiile noastre de azi! Și nu uitați să vă abonați la canalul nostru! Avem multe idei de împărtășit! Pe curând! Siu, e gravă treaba! Sufrageria noastră are urgent nevoie de un tablou nou și frumos! Și-ți spun cu mândrie că am făcut deja calculele! O să avem nevoie cam de $100.000 pentru noile materiale! Poftim? E hoție! Ce o să cumperi cu banii ăștia? Trebuie să ne luăm un set nou mare de pensule! Nu are cum să fie ieftin, îți dai seama! Nu avem nevoie de pensule noi pentru un tablou minunat! Salutare, dragilor! Prieteni! Azi o să vă uimim! Siu, poftim! Ah, mersi! E fix ce-mi trebuie! Și ce zici de paletă? Știu că e utilă pentru amestecul vopselelor! Și ai dreptate! Dar de data asta o să aplicăm vopselele chiar așa! Sfinte plăcinte! Și abia ne-am apucat, să știi! Dar ce desenăm? Până acum seamănă cu ploaia vopselelor! Îmi place imaginația ta vie! Dar de fapt o să fie o pădure fermecată! Cam basme? Oh, sunt atât de entuziasmat! Exact! Dar pădurea noastră o să fie și mai reușită, pentru că e reală, nu e doar o poveste. Acum trebuie să amestecăm culorile cu niște tușe scurte și ferme. Așa! Dragilor, avem multe clipuri despre picturi minunate pe canalul nostru! Și vă recomand cu tărie să le vedeți! Merită! Siu, deci pentru pictura asta ne trebuie o singură pensulă? Adică ai zis că nu o să cumpărăm un set întreg? De fapt, nu e în totalitate adevărat! Atunci e bine că am găsit câteva pensule vechi în cutiuța noastră cu materiale! Mersi mult! Dragilor, încercați să folosiți cu atenție culorile și să nu faceți mizerie! E foarte simplu dacă schimbați pensulele și le clătiți în apă rece! Siu, dă-te la o parte! O să-mi arăt talentul! Un pic aici, încă o tușă și... E o mare onoare să lucrez cu tine, maestre Samuel! Acum trebuie să ne ocupăm de partea asta. Așa.
Eu nu mă înțelege greșit, dar cu zona asta liberă, pădurea fermecată nu pare atât de fermecată. Wow! Sammy, o să rămână liberă dacă o să te mai învârți așa în calea mea? Dragilor, abia aștept să trecem la următoarea etapă, așa că sper că nu vă supărați dacă grăbim nițel procesul, nu? Așa da! Prieteni, fiți pe fază! Pun pariu că o să vă surprinde rezultatul! Să continuăm, dragilor! Tehnica aplicării în această etapă e un pic diferită, dar e tot foarte simplă. Trebuie doar să tamponăm suprafața cu buretele așa. Și e foarte important să lucrăm pe vopseaua umedă, în felul ăsta. Siu, știai că există multe basme în care pădurea fermecată joacă un rol important? Serios? Povestește-ne atunci! Nu, am o idee mai bună! O să-ți dau niște indicii și tu o să ghicești! Sună grozav! Hai să facem! Să înceapă întrebările despre basme! Bine! Uite primul tău indiciu! Ah, stai! O poveste la fel de veche ca timpul! Adevărat poate fi! Ah, știu, știu! E frumoasă și bestia! Castelul bestiei era situat în pădure și tatălui Bel s-a rătăcit acolo la începutul poveștii! Grozav, fiu! Ai ghicit! Ce zici de asta? Te-ai decis să ronțăi ceva, Sammy, într-un astfel de moment? Oh, ca de obicei! Greșit! Suzy, ăsta era un alt indiciu! Dacă am înțeles eu bine, e Gingy din Shrek? Nu-i așa? Dar de ce crezi că-l mănânc? E Hansel și Gretel! Oh, nu pot să cred că nu mi-am dat seama! Dragilor, voi vă amintiți povestea asta fraților, captivi în casa unei vrăjitoare făcută din turtă dulce, tort și prăjituri? E palpitantă! La, 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 sunt o fetiță care poartă scufiță roșie! Poate ai ceva de mâncare? Dar ce voce groasă ai! Ca să te salut mai bine! Dar ce gură mare ai! Ca să te mănânc mai bine! Sammy! După cum ați ghicit, probabil eu și Sammy am interpretat o scenă din Scufița Roșie. Și a fost super! Între timp, aproape am terminat de făcut copacii. Ne mai trebuie câteva ramuri. Ce-i aia? Oh, Sammy! Stai, e un alt indiciu? Sammy! Ce altceva ar putea fi? Chiar credeai că te-aș întrerupe fără motiv? Am o bănuială. Săgeata aia are de face cu Robin Hood? Și asta e cea de-a patra poveste! Exact! Hei, tocmai mi-am dat seama că am terminat această etapă! Și arată grozav! Sunteți de acord, prieteni? Dacă da, nu uitați să ne dați un like! Oh, nu! Unde sunt toate chestiile? Țin minte clar că erau aici! Nu-i așa că asta căutai! Ah, ești salvatorul meu! Mersi! Dragilor, acum pădurea noastră pare cam mohorâtă. Hai să o facem să înflorească! Pentru ultima etapă trebuie să prindeți niște bețișoare de urechi cu un elastic din cauciuc ca să faceți acest buchet ciudățel. O să-l înmuiem în vopsea și o să facem țac, țac, țac! Așa! Ce-ar fi dacă... Da, e o idee grozavă! Trebuie să notez ca să nu uit! Sammy, ce faci? O nouă listă cu obiectele necesare pentru DIY-urile noastre? Nu! Pictura noastră m-a inspirat să-mi creez propriul basm! Serios? Abia aștept să-l aud? Dă-ne niște detalii! Dragilor, sunteți și voi interesați? Atunci dați-ne un like! N-am terminat încă, dar ok! Este o poveste despre un slime foarte cool! Este prieten cu toate animalele și adoră artizanatul! Stai să ghicesc! Numele lui e Sam, nu-i așa? Uf, de unde ai știut? Pot să-ți citesc gândurile! Dar pădurea cum e? Păi, el se întâlnește cu niște creaturi fantastice care trec prin pădure cu... cu mult curaj! Ok, Sammy, mi se pare mie sau lipsește un personaj din povestea ta? Poate o prietenă umană? Ah, da, normal! Aproape că uitasem să o menționez! E foarte deșteaptă și bună și efectiv grozavă! Și o cheamă Sue, evident! Sammy, se pare că basmul tău seamănă cu viața noastră reală! Poate! Ce să fac dacă viața noastră e ca un basm minunat? Cu cea mai bună prietenă, totul e de vis! Oh, Sammy, ești atât de drăgălaș! Sunt atât de norocoasă că te am lângă mine! Între timp, ne apropiem de final! Hai să mai adăugăm câteva detalii ca să întregim imaginea! De cât timp mai ai nevoie? M-am săturat să aștept! Ai răbdare, Sammy! Știi vorba aia veche? Lucrurile bune li se întâmplă celor care așteaptă! Și am terminat! Wow!
Prieteni, ia uitați! E efectiv măreață! Da, cred că pictura asta o să fie una dintre preferatele mele și e atât de ușor de făcut! Uneori, mai puține eforturi pot duce la un rezultat grozav, ca azi! Dragilor, hai să mai privim nițel pictura noastră minunată în toată splendoarea ei! Sam, e atât de flatant să aud asta! Știi că eu mereu judec sincer și fără prejudecăți DIY-urile? Sunt un mare artist, ai uitat? Așa că sunt un critic competent în domeniul ăsta! Bine, nu o să te contrazic! E super dacă îmi pun tabloul ăsta în camera mea? Pot chiar să te ajut să-l agăți oriunde vrei! O să-l privesc înainte să adorm, ca să visez frumos! Dragilor, dacă v-a plăcut DIY-ul nostru de azi, dați-ne multe like-uri! Apăsați clopoțelul ca să nu ratați nimic! Și abonați-vă la canalul nostru, pa, pa! Bună tuturor! Bun venit la o lecție de desen de-a lui Sam! Azi, Sam și cu mine vă vom povesti despre tehnici simple cu acuarele! Bună! Da, sunt multe căi distractive de a folosi acuarelele și azi vă voi arăta 8 dintre tehnicile mele preferate! Partea bună e că sunt perfecte pentru începători sau orice alt nivel de pricepere! Puteți încerca una sau două dintre aceste idei sau vă puteți face propria foaie cu toate tehnicile! Am folosit un creion și o riglă ca să măsor 8 dreptunghiuri pe foaia mea cu acuarele. Apoi am denumit fiecare chenar conform tehnicii ca să știm care e care. E o idee bună să lăsați fiecare chenar să se usuce total până să treceți la o nouă tehnică. Puteți chiar să folosiți un uscător. Ești entuziasmată? Eu clar sunt! Prieteni, ce fel de vopsea vă place să folosiți? Scrieți-ne mai jos în comentarii! Prima tehnică implică acuarelele și sarea. Poftim niște sare! Mersi! Mă apuc! Întâi, trebuie să acoperiți zona selectată cu ce culori vreți. O să iau două culori, albastru și blu. Așa, cu cât folosiți mai multă apă când colorați, cu atât va fi mai interesant efectul, așa că nu fiți timizi cu ea! Apoi, trebuie să presărați rapid desenul cu sare. Cred că ajunge! Și lăsați-l să se usuce! Așa, să vedem! Trebuie să îndepărtăm sarea cu grijă! Așa, dăm la o parte excesul! Uitați ce neobișnuit arată! Și e foarte simplu! Oh, e tehnica mea preferată! A doua tehnică! Să colorăm următorul chenar! Și vom folosi iar multă apă! Poftim următorul instrument! Da, Semi, mersi! Vom lua un șervețel și îl vom mototoli bine! Acum trebuie să-l punem peste chenarul nostru colorat și îl presăm ușor cu mâinile! Acum lăsăm vopseaua să se usuce nițel, dar nu-l lăsați prea mult sau șervețelul se va lipi! Cred că e gata! Cu grijă acum! Gata! Wow! E doar un șervețel, dar lasă modele așa frumoase! Pentru a treia tehnică, folosim alcool! Îl am aici! Trebuie să ne acoperim chenarul cu acuarele! Să luăm culorile astea intense! Ador să pictez cu acuarele! Acum e timpul pentru niște magie! Luăm un bețișor de urechi și îl înmuiem în alcool! Trebuie să picurați alcool peste acuarele și veți obține aceste modele uimitoare! Și încă puțin... Gata!
ca o galaxie! Prieteni, dacă vi se pare și vouă că seamănă cu o galaxie, dați-ne un like! Trecem mai departe! Pentru a patra tehnică, o să folosesc un creion alb. Întâi, trebuie să desenez un model cu un creion. Un creion alb pe hârtie albă? Da! Nu e ușor, dar dacă înclinați hârtia nițel, vă veți putea vedea desenul. Așa, acum acuarelele. Vom acoperi desenul cerat. Vedeți? Începe să se ivească. Ceara respinge acuarelele și foaia rămâne albă de desubt. Suzy, tehnica asta e preferata mea! Ești sigur? Nu prima? Nu știu, totul e așa frumos! Poate deveni și mai drăguț! Vei vedea! Prieteni, mai sunt 4 tehnici! Nu uitați că e mai bine să așteptați să se usuce fiecare desen înainte să treceți la următorul! A cincea tehnică e o stropire distractivă! Tehnica asta e amuzantă, dar faci mizerie! Deci voi acoperi restul foii! Acum voi înmuia pensula în vopsea foarte bine și îmi voi lovi pensula de degete. Grozav! Dar o culoare evident că nu e suficientă. O vom pune și pe asta. Și pe asta! Apoi scoatem hârtia de protecție. Wow! A șasea tehnică e efectiv fermecătoare! Îți trebuie ceva special pentru ea? Nu, Sammy! Doar o pensulă, niște apă și acuarele! Să începem cu nuanța de bază! Aleg galbenul! Așa vesel și însorit! Și în timp ce e încă ud, hai să luăm altă culoare! Roșu! Și îl picurăm cu grijă de câteva ori pe desenul ud! Avem nevoie de răbdare aici! Încetişor! Ah, ca și cum florile de foc înfloresc! Deci, Sammy, poate asta e tehnica ta preferată? Da! Încă două! Pentru a șaptea tehnică, ne trebuie un pic de folie de plastic și niște răbdare. Începem în modul obișnuit. Colorăm chenarul. Hai să luăm câteva culori care se potrivesc. Așa. Acum pun folia cu grijă peste. Folia ar trebui să fie boțită aici. Nu încercați să o îndreptați. Așa. Și acum trebuie să așteptăm cam o oră. A trecut o oră și putem scoate folia de pe desen. Așa e! Prieteni, dați-ne un like dacă sunteți de acord! Ultima tehnică e foarte interesantă! Vom folosi caracterul transparent al acuarelelor! Vom începe cu nuanța cea mai deschisă și vom desena câteva forme! Așa! În tot chenarul! Înainte să trecem la următorul pas, trebuie să lăsăm desenul să se usuce! Hai să repetăm aceleași forme, dar într-o nuanță mai închisă! Așa! Să-l lăsăm iar să se usuce! Și ultima, super aprinsă! Uite! Iese un fel de efect tridimensional! Gata! Siu, siu, nu știu! Îmi plac toate! Nu pot să aleg! Atunci nu o face! Poți desena prin fiecare tehnică una după alta! Prieteni, vouă care vă place mai mult? Scrieți-ne în comentarii! Încercați aceste tehnici minunate și creați capodopere în acuarelă! Și abonați-vă la canalul nostru dacă vreți să vedeți mai multe lecții de desen de la Slicing! Și prietena lui Siu! Pa, pa! Thank you.
Sigur că o să meargă? Hai, fă o poză, Sil! Ok, acum dăm să văd! Oh, grozav! Hai să o încărcăm! Nu știu, chiar crezi că toată lumea va crede că tu călătorești? Așa e! Trebuie să facem o poză cu mine lângă ocean! Știi? Ca și cum aș privi gânditor apusul! Dar, Sammy, nu putem merge la ocean chiar acum! Avem multe de făcut pentru canalul nostru și eu am cursurile mele! Știu, știu! Am atins un punct sensibil, Sil! Oh, doresc așa tare poza asta! Nu fi supărat! Cred că putem să facem ceva! Vino! Oh, ok! Bună, prieteni! Azi vom crea un tablou extrem de realist cu apusul de soare pe o plajă folosind vopsea acrilică. Acum pregătiți-vă pensulele pentru lucru! Deci vom picta, hă? Atunci stai să mă îmbrac pentru ocazia asta! Așa e mai bine! Doctor în arte și critic de artă, maestrul Samuel, gata de treabă! De unde începem, Sil? Vom amesteca niște culori, Monsieur Isteț! Am înțeles! Vopseaua albă va fi baza, astfel! 2 și 3. Acum vom adăuga niște galben. Nu există apus sau plajă fără el, nu-i așa? Pac! Pac! Uite așa! E de ajuns! Hei, și portocaliul e bun pentru apus și albastrul, știi tu, pentru cer. Sunt de acord cu tine. Asta merge aici, aici și aici. Și adăugăm albastru aici. Împreună cu această culoare ca muștarul, grozav! Wow, Siuzi! Aceste pete seamănă cu bomboanele! Acum asta nu mai arată așa! Sam, ești așa amuzant! Prietenii, vom amesteca culorile astfel folosind un cuțit special pentru pictură. Așa, se găsește în magazinele de specialitate, așa că vă puteți ruga părinții să vă cumpere unul. Am obținut, prieteni! Priviți aceste culori minunate! Le ador! Acum îmi voi lua pensulele și haideți să vedem ce pictură putem face din frumusețile astea! Sammy, ce faci? Pregătesc pânzele, desigur! Orice mare artist știe cum să facă asta! Iei proiectul ăsta destul de în serios, nu-i așa? Dar nu puteai să cumperi una așa cum am făcut eu? Prieteni, pânzele sunt cea mai potrivită opțiune dacă lucrați cu vopsea acrilică, dar puteți folosi și lemn sau o hârtie foarte groasă. Știu, tabloul ăsta o să fie singurul ocean pe care îl voi vedea în viitorul apropiat și trebuie să fie cel mai bun! Nu îți face griji, o să fie! Mai întâi vom folosi o pensulă foarte lată. Să o scurgem cu grijă pentru a scăpa de excesul de apă. Vopselele acrilice se usucă repede, așa că trebuie să lucrăm rapid, Susan. Știu asta, Sammy, și pot lucra foarte repede. Privește-mă! Acum putem încetini. Ce spui, Sammy? Frumoase degrade! O paletă de culori bine gândită! Nu e rău! Și ăsta-i doar începutul! Acum urmează soarele! Pac! Iar acum să desenăm niște nori frumoși! Nu! Sammy, ce s-a întâmplat? Cum să nu știi că orice pictor adevărat trebuie să folosească o cârpă pentru a curăța pensulele când schimbă culorile? Ah, cred că mi-a scăpat! Mersi! Nu am mai fost atât de agitat de când am pictat portretul caprei regelui din Tibidaba! Serios? Și cum a mers? Animalul amesteca în continuu cârpa, așa că trebuie să-mi șterg pensulele de hainele mele! Nu puteai folosi prosape de hârtie? De fapt, chiar ai dreptate! Prieteni, dacă vreodată vreun animal vă fură cârpa, acum știți ce aveți de făcut. Înlocuiți-o cu prosoape de hârtie. Oh, Sammy! Sigur că da! Apa s-a murdărit foarte tare de la vopsea! Lasă-mi seama celui mai mare magician slime din întreaga lume! Bibidi-bobidi, abonați-vă! Și ta-dam!
Wow, Sammy, a fost uimitor! Mă întreb de ce nu folosești magia și pentru a menține curățenia în casă. Așteaptă puțin, de unde a apărut stânca asta? Ăla a fost trucul meu magic, Sue, îți place? Păi, desigur! Și mulțumită ție, acum putem începe în sfârșit să pictăm oceanul. Așteaptă! Ce faci acolo? Ai spus că-ți place! Banda camuflantă ne va ajuta să desenăm orizontul. E perfectă în cazul nostru pentru că nu va scoate vopselurile de pe pânză. Înțeleg! Acum vom amesteca nuanțele albăstrui. Grozav! Iar acum galben din nou. Asta o să fie o bucată perfectă dintr-o plajă cu nisip. Oh, nu o să încetez niciodată să fiu uimită de frumusețea naturii. E ca și cum fiecare culoare este gândită în avans. Da! Natura nu are nevoie de spectrul culorilor, nu-i așa? Tu știi cum să-l folosești, Sammy? Adică cum alegi o combinație perfectă de culori care se potrivește? Ha, e ușor! Ar trebui să alegi culorile din spectru care sunt fie opuse una față de cealaltă, fie cele care pot forma un triunghi sau cele care formează un dreptunghi, vezi? Wow! E impresionant! Sunteți de acord, prieteni? Atunci dați lui Sammy multe like-uri! Între timp, aici am terminat fundalul. Uite cât de uimitor a ieșit! Să scoatem banda camuflantă de pe tablou. Cu grijă, astfel. Iar acum putem începe să lucrăm la detalii. Rămâneți cu noi! Suzy, știai că cei care pot picta tablouri precum al nostru sunt numiți artiști marini? Oh, da! Și chiar îmi plac lucrările unuia foarte faimos, Claude Monet! Ar trebui să-l știi! Are acea serie extraordinară de picturi cu nuferi! Și acelea sunt considerate picturi marine? Adică nu prea vezi mare în ele? Ai dreptate! Nuferii lui Monet sunt mai mult un peisaj marin! Iar arta marină înfățișează de obicei nave, scene pe plajă, mări furioase și altele! Nu plănuiam să desenez o navă în tabloul nostru, dar tu chiar mi-ai dat o idee drăguță! Să pictăm un val care se sparge pe plajă! Uite așa! Știi? E ok, Sam. Nici un mare pictor nu a rămas cu mâinile curate folosind atâtea vopsele, nu-i așa? Ești o adevărată filozofă. Vreau să pictez și eu puțin. O să-ți arăt cum se face, Suzy. Așa. Încă puțin aici. Ok, știi ceva? Nu pot crea când cineva stă și privește. În regulă. Așa-i mai bine. Da, am terminat, Suzy. Să vedem! Wow, e uimitor, Sammy! Și a fost foarte rapid! Sunteți de acord, prieteni? Asta cu siguranță merită multe like-uri! Trebuie doar să mai lucrez la câteva detalii și tabloul o să fie gata! Oh, atunci mai bine merg să mă schimb în ceva mai potrivit pentru o vacanță pe plajă! O să fac fotografiile! Slime-ul ăsta e așa încântat, nu? Ești gata pentru ședința foto? Sunt pregătită! Nu sunt rele deloc! Pe care vrei să o postezi? De ce nu-i facem tabloului câteva fotografii și apoi să scriem o postare cool despre cum l-am făcut? Îmi place ideea ta!
Dar vouă, prieteni, v-a plăcut tabloul nostru? Cu toate aceste culori și texturi, nu-i așa că e realist? Abonați-vă la canalul nostru dacă vă place pictura la fel de mult ca nouă și arătați-l acest clip și prietenilor voștri. Nu uitați să apăsați clopoțelul pentru a nu rata DIY-urile noastre creative. Ne vedem curând! Pa, pa! Unde le-am ascuns? Unde s-au dus? Oh, fiu! Aha! Tu pictezi aici, ha? Da, de ce? Păi, vezi tu, voiam și eu să desenez. Ok, ia o pensulă și hai lângă mine. Păi, asta e problema, nu găsesc pensulele. Tu știi unde sunt? Le-am căutat peste tot. De fapt, cred că am o idee. Vino cu mine! Bună, prieteni! Astăzi vom face o pictură neobișnuită. Rezultatul vă va surprinde! Susan, ești sigură că ne trebuie o pânză așa mare? Nu-ți face griji, Sammy. Totul e gândit dinainte. Du-te! Am nevoie de spațiu. Păi, tu știi mai bine. Dar cum pariu că ai nevoie de asta? Mersi! Ajutorul tău vine mereu la momentul potrivit. Iar cele mai importante pentru orice pictură sunt vopselele. Am nevoie și de asta și de asta. Îmi place să folosesc vopselele acrilice. Da, sunt așa colorate. Ai zis că nu avem nevoie de pensule, așa că am adus niște bețișoare pentru urechi. Într-adevăr, poți desena cu bețișoare de urechi. Ați văzut clipul de pe canalul nostru, prieteni? Vă recomand să-l urmăriți. Credeți-mă, nu veți regreta. Deci, eu le vom folosi sau nu? De data asta nu vom avea nevoie nici de bețișoare de urechi. Știu, dacă nu avem nevoie de un burete, atunci eu nu știu ce să aduc. Mai gândește-te, Sammy. De pensul asta pentru zugrăvit atunci? Nu, voi desena cu degetele. Chestia cool la vopsea este că poți amesteca orice culoare vrei folosind doar roșu, galben și albastru. Susan, cum rămâne cu protecția? Cred că o să fie vopsea peste tot. Prieteni, dacă nu sunteți siguri că veți avea o mână fermă, atunci ar trebui să vă puneți un șorț. Dar tu vei lucra cu grijă, nu-i așa, Sil? Adevărații meșteri nu au nevoie de protecție. Să începem! Putem lua o doză dublă de vopsea dintr-o singură mișcare. Ingrediente minime și rezultate maxime, nu-i așa, Sil? Corect! Dar dacă trebuie să schimb culoarea, ce faci? Ca întotdeauna, trebuie doar să schimbi pensula. Să desenăm o față, e foarte ușor. Ținând cont de culori, concluzionez că e un papagal arastacojiu. Wow, Sammy, cum ai știut? Sunt impresionată! Sunt plin de surprize, Sil. Poate nu știi asta, însă sunt un observator de păsări experimentat. De unde ai atât de mult timp pentru toate pasiunile tale? Mă pot uita simultan la două lucruri diferite, așa cum poate și un arastacojiu. Wow, mi-ar fi și mie de folos abilitatea asta când trebuie să-mi fac temele, dar vreau să văd și un film. Prieteni, rămâneți cu noi dacă vreți să aflați ce urmează. Sil, ăsta-i șervețelul meu! Sam o caută pe Sil, terminat! Prieteni, am nevoie de un răspuns, m-auzi? Oh, m-a luat valul, scuze! Oh, prieteni, priviți cât de bine se îmbină aceste două culori împreună! Un mic truc pentru voi, prieteni! Dacă vopseaua este prea groasă, o puteți dilua cu apă. Dar dacă e prea lichidă, o puteți amesteca cu pudră de talc. Și pudră de talc. Ok, am înțeles. Trebuie să notez asta. Sammy, poate vrei să încerci și tu? Dar te descurci așa bine acolo. Prieteni, priviți ce mișcări precise. Dacă amestecăm culoarea albastru cu cea albă, vom obține blu. Asta va adăuga puțin volum și strălucire.
știu, cum ți se pare noua mea imagine? Nu-i așa că iese în evidență? Vrei să faci viața mai colorată din câte văd eu? Mi se pare că mângâi pânza ca și cum ar fi un hamster. Da, cafeluța e îngrijorat că am putea aduce un astfel de papagal acasă. Poftim! Mersi! Mereu ai grijă de mine! Ce m-aș face fără tine? Nu vreau ca tabloul nostru să se murdărească, Siu! Oh, serios? Siu, oprește-te! Lăsăm gluma la o parte, chiar trebuie să terminăm proiectul ăsta! Ok! Ce-ar fi să adăugăm niște culori închise pe părți, cam așa? Ei bine, Sammy, e doar lut! Poți încerca și tu! Sfânta mozzarella! Cum reușesc să mănânc așa ceva? Sammy, ce tot spui? Lutul nu e comestibil? Dar am citit că papagalii stacoji mănâncă lut! Da, pentru a neutraliza substanțele otrăvitoare din plante. O ferment special pentru asta. Slavă tibidaba că nu sunt un papagal stacojiu atunci! Prieteni, suntem aproape de final. Vom vedea rezultatul foarte curând. Tot ce mai trebuie să facem este să desenăm corpul și coada papagalului. Tehnica este aceeași. Luăm niște vopsea și trasăm ușor. Eu, fă loc și pentru mine! Verific locul ăsta! Sammy, pleacă de aici! Nu înțelegi! Am auzit că trebuie să cumpere o cușcă foarte mare pentru un papagal ara stacojiu. Sammy, nu! Am mai discutat despre asta. Nu vom cumpăra un papagal! Dar e așa drăguț! Te rog frumos! Siu, hai să luăm unul! Îi voi desena papagalului nostru o coadă și nu o să mai fi supărat că nu-l avem acasă? Ai dreptate, deja avem multe animale de companie. Nu vreau să fie geloase. Fiu, a fost pe aproape! Siu, știi că sunt multe specii de papagali stacoji și toți sunt foarte colorați? Verde, albastru sau galben cu gâtul albastru. Vreau să-i desenez pe toți! Cred că lui Sammy îi plac mult proiectele cu papagali. Nu-ți face griji, Sammy, acum știi tehnica. Așa că poți desena orice papagal îți dorești. Prieteni, apropo, nu trebuie să faceți totul ca mine. Puteți alege culorile voastre preferate pentru acest proiect. Sunt atât de multe păsări frumoase în lume încât cred că trebuie să facem un program. Să vedem. Ei bine, vom desena pasărea colibri în ziua asta. Aici vom desena o lebădă. Iar în ziua asta, poate o vrabie. Oh, stai! Nu, hai să fie o rață mandarin. Oh, Sammy și imaginația lui bogată. Oh, Siu, cum merge pictura? Aproape am terminat. Pun pariu, prieteni, că abia așteptați să vedeți rezultatul final. Cred că roșul o să arate foarte bine pe coadă. Dacă sunteți de acord, dați-ne un like, prieteni. Pictura cu degetele e o modalitate grozavă de a vă petrece timpul cu familia și prietenii. Siu, îmi poți coase o pălărie? Am nevoie de una. Astăzi e ziua în care te costumezi? Încerc doar să găsesc o ținută potrivită pentru expoziția noastră pariziană. Ce? O expoziție în Paris? Când o să fie? Atunci trebuie să desenăm multe tablouri. Atunci tu te ocupi de tablouri, iar eu aleg ținutele. Între timp ne ocupăm de ultimele detalii. Uite așa. Uhu! Prieteni, în sfârșit e gata! Sunt așa fericită! Iubesc acest tablou! Prieteni, vreți să vedeți proiectul nostru în toată gloria lui? Atunci urmați-mă! Ei bine, Sammy, e ok așa sau nu? Stai să văd!
Nu, cred că trebuie să-l muți puțin mai la stânga. Sau nu, nu știu. Hai să alegem un alt loc. Ok. Cum e acum? Arată bine, dar hai să-l mutăm în alt loc. În alt loc, te rog. Dar acum? Semi, mi-a obosit mâinile. Să vedem. Sus, e grozav. Asta e cel mai bun loc dintre toate. În sfârșit, credeam că nu-l mai atârnăm. Da, pictura noastră e așa cool. M-aș putea uita la papagalul ăsta toată ziua. Te cred, Semi, a ieșit grozav. Prieteni, dacă vreți să vedeți mai multe clipuri despre pictat, atunci dați-ne un like. Nu uitați să apăsați clopoțelul pentru a nu rata noul nostru clip și abonați-vă la canalul nostru. Blochez vederea. Prieteni, ne vedem curând. Pa, pa!